Salutare, dragi prieteni de aici, de la Chicago, din izolare, aș putea spune, dar nu e chiar izolare pentru că am ieșit iată afară din casă. Suntem într-o zi de duminică, prima zi după o lungă săptămână de vreme urâtă și ploaie și de stat mai mult pe acasă și iată astăzi o zi superbă și am ieșit din casă la plimbare. O să vă dau un tur al zonei unde mă plimb. Suntem încă în carantină, dar carantina e totuși mult mai lejeră decât în România. Cel puțin poți să ieși afară din casă să te plimbi, să ieși la iarbă verde, în sensul să te plimbi pe lângă un parc. Majoritatea sunt închise, dar așa pe jos să ieși la plimbare poți, printre case. E cald, e frumos. Se simte miros de primăvară, de reîntoarcere la viață și la o normalitate, sau cât se poate de normal, pentru că, sigur, e această distanțare socială pe care trebuie să o facem. Oamenii încep să poarte din ce în ce mai mult măști, chiar și în public, în multe orășele de aici, din suburbia metropolei Chicago, este obligatorie purtarea de măști. Dar am zis că să vin să vă prezint cam care e atmosfera pe aici. E un video care îl fac pentru Lumea Liberă, o nouă colaborare Chicago, Spania, America, România. Colaborare transatlantică care sper să fie de bun augur și chiar aștept cu ocazia asta idei din partea voastră, ce anume v-ar interesa să vedeți de aici din America, ce aspecte din viața românilor, a comunității românești de aici. E o comunitate foarte mare de români, dar nu numai comunitatea de români, orice lucruri care v-ar interesa despre cum e aici. Aștept să puneți întrebări, să dați sugestii de ce v-ar interesa, pentru că, sigur, cum vorbeam și cu Laurențiu, pentru mine poate multe lucruri care sunt interesante pentru cei din altă parte, pentru mine sunt oarecum normale și ar fi bine să îmi sugerați voi ce ați dori să aflați, ce v-ar plăcea să vedeți, ce aspecte din viața celor care trăiesc pe aici pe meleagurile americane. V-am lăsat puțin să ascultați ciripitul păsărilor și senzația de primăvară care se simte aici la Chicago. Este o pistă de biciclete unde se merge și pe jos. Copacii încep să îl mugurească. Păsările sunt în concert aici și lumea a ieșit din casă la plimbare, unii își spală mașinile în fața casei, alții au ieșit la o poveste. Văd aici un grup de 6 persoane, cineva se plimbă din partea opusă, aici o băncuță. Da, cineva și-a scos aici, nu la vânzare, ci doar și-a scos în stradă, e gratuit, niște bucăți de mobilă, un scaun și câteva bucăți de mobilier, chiar și o mică canapea. Atmosfera foarte calmă și liniștită.
E și o zi de duminică. Lumea iese la plimbare. Încă nu s-a ridicat, după cum spuneam, carantina, dar totuși oamenii pot să iasă din casă fără probleme, să iasă la plimbare, mai ales dacă locuiești în suburbie și nu e așa aglomerație, nu e problemă.